Este un control din care s-a numărul lui mare de bolnavi de la Spitalul Județean, s-a dus un control prin care să verificăm comercianții de ciuperci, având în vedere că n-am avut autorizație, nu sunt verificate. Deci asta va trebui să facem. Bună ziua, de unde sunteți, doamnă? Cine sunteți? Din Ocoliș. Din Ocoliș. Dumneavoastră asculeți ciupercile? Da, de la mine din grădină, fierbe. Și eu am mâncat aseară, garantat. Pe garanție. Având în vedere că nu aveți niciun act prin care să dovediți că aceste ciuperci nu sunt rotăbitoare, dumneavoastră, nu, conform legii, nu aveți voie să valorificați așa ceva în piață. Da, trebuie să știți de acum înainte, poate că e unul. Dacă nu mai zic, că eu crescut și aseară am făcut și eu omica personal, că nu mi s-a întâmplat nimic, nu. Va trebui să le luați de aici. Este schiebe, domnule. Va trebui să le luați și nu vindeți nimic. Atâta timp nu aveți un act din care să arătați că nu sunt creditoare. Deci nu aveți voie să le vindeți. Vă rog să le luați acum și să le duce la mașină. Sunt sigură că nu au acte de proveniență. Că n-au trebuit. Dar de unde, doamnă, că spui că aseară le-am luat din grădină? Nu, nu e problemă că le ducem la mașină. De mult timp vindeți ciuperci? Nu, că nu m-am bulea, m-a dus, că ați zis ghebea seara în culis. Și am prăjit și pentru noi și zic că sunt prea mult, eu nu mănânc eu atâtea. Și nu știați că vă trebuie un certificat? Da, dacă nu umblu în păduri, de unde? Că eu nu umblu nici într-o pădure după ciuperci. Și de unde le-ați spuneți? E la mine din grădină. Ați vândut și la alte persoane? N-am vândut la nimeni, că nimic. Știți, doamnă, că au fost mulți intoxicați. Oamenii care zic că știau ciupercile și... Eu n-am auzit că n-ascult televizorul, asta e bani. Eu n-am vreme la televizor să ascult. Dacă știa, nu le aduce. Este zghebe, nu sunt alte tipuri de ciuperci. Sunt care nu zbune, într-adevăr, dar care au gulerașul ăsta aici în ea, astea toate zbune, dar care n-au gulerașul, care verifică și biologi, care verifică dacă sunt povestitele sau nu. Aici am multe nu pot să vă dau, pentru că ne lucrăm cu așa ceva, n-aș putea să vă spun încât din permit, dar există legislație. În legea 30 pe 2006 există clar la cine ce atribuții se au. La colegul meu i-am dat legislația, la colegul de la... I-am dat legislația și o puteți da lua. S-a băgat rocuța corpul de control al prefectului. Ce ne ziceți de felul în care sunt vândute? Sunt direct puse pe jos. Este corect sau nu? Păi, bineînțeles că nu. Vă dați seama că... Un pericol pentru sănătatea cumpărăturilor? De mai multe ori. Odată mediul în care sunt expuse și al doilea că nu sunt verificate. Cazurile de îmbolnăviri cu ciuperci e un număr foarte mare. Ieri am avut ultima situație. Erau 76 de cazuri, din care 46 internări. Din aceștia 15 erau la terapie intensivă. Deci, se pare că destul de grav. Veți lua măsuri, având în vedere cum se... Bineînțeles, în urma oricărui control se dispun măsuri, dar având în vedere lacunele din lege, nu spune concret cine dă amendă. Noi, ca instituția prefectului, nu putem aplica amenzi. Dar poate că e un prim pas să știe oamenii că pot avea autorizație, pot vinde legal, deci e un prim pas. Având în vedere situația gravă la nivel de... Până se va clarifica situația, un sfat pentru cumpărător? Un sfat pentru cumpărător? Eu acum va trebui să-și ia totul și să nu valorifice nimic. Deocamdată asta e singura soluție care o putem da noi acum. Și
Și dacă mâine îi găsim tot aici? Păi atunci va trebui să găsim persoane abilitate care să le aplice amenzi. Asta e un prim pas. Spun eu că niciodată control la comercianții de ciuperci nu s-au făcut. Și poate că oamenii chiar nu au informația. Există în legislație un paragraf în legea 30 în care reprezentanții fitosanitari sunt obligați și administratorii pieței sunt obligați prin lege să informeze populația de pericolul consumului de ciuperci. Dumneavoastră le-ați cules? Da. De unde? De la Fericea. Și aveți mulți cumpărători? Super! Astea sunt ecologice. Dar certificat, că aveți voi să le vindeți. De unde? De la pădure, de la frunze, de la copaci? Merem la copaci să cerem o autorizație. Altfel aveți voi să le vindeți. Dar cum să nu avem? Dumnezeu le-o da. Dumneavoastră n-ați mâncat. Păi da, doamnă, nu e voie să le vindeți dacă o trebuie cu cineva. Să nu fie voie, dar ce am furat? Să nu fie voie. Dar de unde știți că sunt comestibile? Știu. Du, doamnă, la analiză. Yes. Ia una și o da. Analiză. Du la analiză și vezi dacă ești curioasă. Păi nu, dumneavoastră sunteți obligați să le duceți la analiză? Nu, noi nu. Dar cine? Cel care le cumpără? Da. Dar de ce? După ce se îmbolnăvește sau înainte? Nu, 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 înainte. Păi nu trebuie dacă vine în piață să ia ceva comestibil, doamnă. Mare de pădure și nu cunosc mulți, că ce-i bun, ce-i rău, ala e problema. Nu, cine mănâncă de ăsta, eu garantez că nu pot să-i nu numai eu. Dar vă trebuie certificat. Nu, am oricum, vă spun. Deci mărg în pădure și un plec care nu spune. Da, care nu cunosc. Mă rog la aer și să curea. Certificat. Să trebuie certificat să le vinde. O fie unde, ele bune, nu o fie. Dar de unde certificat? Dacă am umblat pe Baia Mare și nimeni n-a n-o făcut. Mai întrebați-a pe domnul, că domnii sunt control, domnii din spate. Din ce spatele dumneavoastră, ei vă cer certificatul. Peste amul lumea, nu știi mai am nebolnăvim. Dar ar fi bine să vă lasă să vindeți, dar cu certificat să știe și lumea că-s bune. Că așa vorba de la să vin toți. Nu, dar nu vorbim la piață. Ceva frumos e tot. Uleg, vora spontană să le plage doar pe cele care știu. Comercianții din piețe care vând ciuperci au vreo obligație? Trebuie să obțină ceva certificat ca să le poată vinde? Mod normal ar trebui să obțină o autorizare care să ateste faptul că sunt. Și de unde obține acea autorizație? Conform legii avizului că îi dau ce de la sănătate. Mă rămâne de văzut. Ce se întâmplă cu comercianții care sunt azi în piață și nu au acel certificat? Ce se întâmplă cu marfa lor? Pot să văd. Cel puțin din punctul meu de vedere, nu pot să fac nimic, da? La urmă, dacă e sanitară, noi ceea ce putem face este să determinăm. Din punct de vedere, total, nu pot să fac nimic. Ne spuneți numele dumneavoastră? Și cum ține? Mulțumim! Dar astea, în toată încrederea puteți, nu fi sigură, bă, ăsta știți, măl care nu cunosc eu din alea cu punte roșii. E din ăsta și scoate de povestea, cele tipă de... Ați reativ, nu aveți un act prin care puteți ceva roșii, veți toate, vom ne spune la poliție și să strângeți toate puteți cu punte. Nu, mamâine, doamnă, mai să și gata. Astăzi, eu nu se va vinde nici astăzi. Da, noi garantez. Nu,
comestibile, cel puțin pentru ciuperci. Numai în laborator vă puteți da seama dacă sunt comestibile sau nu, sau și dacă le vedeți. Mă rog, cele mai uzuale... Nu dau seama așa. Așa din ce ai ceasă în noastră viață? De ce că cu ele. Le duc acasă. Și mâine veniți înapoi cu ele? Nu e înapoi cu ele. Dar nu e corect. Veți strânte de pomuzările atunci acum. De-aia e locul de muncă și salarii decente, că atunci nu vine nimeni să stai cu pitoi. O să încercați să vă luați acel certificat? Bun, doamnă, dar de duci cu certificatul ăla. De ce nu vine aici să aibă o biretă să-ți facă analiză? De duci cu toți să sari nici nu știi unde. Spuneți-mi asta, e corect așa ceva? Numai la noi, în România, se întâmplă așa ceva. Și la anul, de exemplu, ce o să faci? La anul se termină sezonul, la anul? Ce să faci? Nu faci nimic. Cu certificat sau fără? Doamne, dacă dă în cap, îl bagă în pușcărie. Dacă fură o găină, că n-are cu ce trăi, aia se merge și le strânge din pădure, atunci care-i problema? Pentru face certificatul? Bine, faci certificatul pentru 3 zile. Sau 4 zile, cât ține sezonul. Ce se face? Te duc acasă. Dar nu-i corect. Și sunt bune? Da. Nu mi sunt. Niciodată n-am făcut nimic. Știți că trebuie să aibă un certificat?
Vă riscați? Foarte bine, luați-le pe toate din piața. Haideți, doamnă, și spuneți. Haideți, să vedeți cam că să vedeți la cum. Trebuie să le și cunoști. Sunt care nu le cunoști. Doamnă, puneți, vreau să le strângeți. Vă riscați să cumpărați, doamnă? Da, v-am zis, da. Ați cumpărat ciuperci? Da. Aveți încredere? Da. Ați mai cumpărat din piață? Da. Dar știți că au nevoie de un certificat pentru a le vinde? Păi de atâta ani vând. Domnul, crezi că mi-era voie să mai vindeți dacă vă zic că... Nu era voie, dar păi nu. Dacă domnul a insistat, ce vreți să facă? Dar nu noi suntem de vin. Domnii care pleacă de la oraș și aduc domnii cu prostiile. În România n-avem ce face. România Express, dar... Asta e România. Aha, arătați oamenii pe regulă. Mă, ca! Cine face bine, ne pleacă. Au nevoie sau nu de certificat cei care vând ciuperci în piață? Deci au nevoie. De unde le obțin? Din câte... După acțiunea de astăzi, credeți că vor merge oamenii să obțină acel certificat? Din câte ați văzut dumneavoastră, sunt bune sau nu ciupercile de aici? Ar trebui să existe în cadrul pieței un laborator unde să se poată face o analiză? Din ce am văzut, ar să fie bune, iar sezonierul n-ar strica să se organizeze, mă rog, în momentul în care sunt de perioada lor de comercializare, ar trebui să, nu știu, să existe laboratorul în cadrul pieței sau găsită o formulă care să fie cât de cât controlat. Absolut nimic, aveți ceva la mână? Țara asta au vândut-o, domnule, odată-o, pe râpă. Da. Noi, tineri, trebuie să stăm, domnule, să murim de foame, pentru dumneavoastră, să aveți locuri de muncă. Să fie la dispoziția omului, dar nu ni s-o ceru nici analiză, niciodată, nu ni s-o ceru. Foarte simplu, nici nu aveți o piață, poate să aveți unde să faci o analiză, nu aveți absolut nimic. Și veniți și scoateți oamenii din piață, domnule. Ce-i asta? E mai rău circa comunismul, domnule. O fă mai bine în comunism. O fă...